Bine ați revenit la mobilisima.ro OPPO ne-a adus primul său telefon pliabil OPPO Find N Ne-a jucat cu primul rulabil anul trecut Asta este un telefon tip carte Cum îmi place mie să zic Pentru că se deschide așa Și lasă un ecran extern pe partea asta Vă arăt imediat O cutie destul de elegant Așa ca de ediții limitate sau de flagship-uri Telefonul este o ediție limitată Nu e foarte clar când și dacă ajunge în Europa Dar noi îl avem aici Într-o variantă de China cu software instalat care nu include Play Store, dar i-am pus noi Play Store. Am pornit telefonul și hai să vă arăt cum se închide. Și uite așa l-ai făcut mic și când zic mic, mă refer și la faptul că este mai compact decât rivalii săi celelalte telefoane pliabile tip carte. Adică, în loc să aibă clasicul ecran de 7,6 inch rival cu iPad mini, acesta are un ecran de 7,1 inch, ce îl face mai mic și mai comod de utilizat cu o singură mână. Altfel este un telefon puternic care vine cu procesor Snapdragon 888 cu o cameră triplă cu senzor de 50 de megapixel principal cu o balama la care s-a muncit 4 ani, atât a avut nevoie echipa Oppo să vină cu ceva viabil la acest capitol, cu aluminiu, Gorilla Glass Victus, de asemenea ceramica aici în spate la modulul camerei, este un întreg ansamblu de componente la care s-a muncit foarte mult. Unul destul de solid și testat de vreo 200.000 de ori la închidere și deschidere pentru a se asigura că este un produs viabil. În minutele următoare vă spun ce în e, cum stăm cu primele impresii, cum se compară cu concurența acest smartphone, dar și ce componente are și cam ce are el special pe partea de multitasking, pentru că asta ar fi ideea când cumperi un telefon de acest tip. Multitasking extra. Acestea fiind zise, dăm drumul la material, Începem unboxing-ul. Acesta este starul unboxing Oppo Find N. Telefonul pliabil de la Oppo, care a sosit în sfârșit în mâinile noastre, un terminal în ediție limitată, dar totuși un pic mai disponibil decât a fost acel rulabil de acum un an. Îl puteți cumpăra în anumite zone din Asia, din ce am înțeles. Hai să-l și închidem. Și odată închis așa, grosimea sa devine de 15,9 mm. Când îl deschizi, ajunge la 8 mm. Ce vedeți aici este rama din aluminiu, iar telefonul este cu siguranță mai compact și mai ușor de folosit cu o mână față de un Samsung Galaxy Z Fold 3 sau Z Fold 2. Când zic utilizabil cu o mână, mă refer atât în format deschis, cât și în format închis. Adică astfel... Dar eu un unboxing, așa că hai să vă arăt ce primim în cutie. O cutie de altfel elegantă. E genul acela de cutie de flagship și sau mai degrabă de edi edi ediție limitată când ziua de azi se folosește tot mai puțin carton și hârtie pentru a salva planeta. Avem încărcător la pachet, are nevoie de un adaptor special în România, are port USB-A și Încarcă telefonul la 33W. Nu strica, fiind o ediție specială și raritate, să fie avut și noi un 65W. Că știm că OPPO se pricepe bine la treaba asta. Am tot văzut telefoane ale companiei cu astfel de încărcări rapide. Acum avem aici garanție, aici avem uh, niște informații extra, Quick Start Guide, aici avem Kate, aș oferă acces la sloturi și aici este o cartelă care probabil are un bonus, un QR Code Că zic sloturi, mă refer la 2 nano sim Nu avem microSD pentru că știți voi, jumătate de tera de stocare ne așteaptă la interior. Ultimul accesoriu din cutie este un cablu de la USB-C la USB-A pe care îl folosim pentru a ne conecta la încărcător sau la PC. Deși în ziua de azi eu personal transfer totul pe Dropbox și totul se face mai degrabă wireless. Foarte rar mai conectez eu un cablu între telefon și PC. Cam asta e viitorul. O să vedem la un moment dat telefoane cu 0 orificii, 0 porturi, 0 butoane, tot wireless. O fi bine, o fi rău, spuneți voi în comentarii. Gata cu unboxing-ul, acum ne reorientăm spre telefon. v zis una alta despre dimensiuni. Vă reamintesc, 15,9 mm cu el închis și 8 mm cu el deschis. Dacă sunteți curioși cu privire la greutate, nu e chiar rea pentru un pliabil, mă refer la faptul că vorbim despre 275 de grame. Rama este din aluminiu, iar suprafața asta din jurul ecranului este una din plastic, iar protecția ecranului este din plastic, așa că nu apăsați prea tare cu unghiile pe ea, altfel e de rău. Era și o avertizare pe un plastic care acopera telefonul să nu abuzăm de unghii pe ecranul său. Așa, am terminat cu plasticul aici în față și cu rama din aluminiu. Ei bine, aici avem Gorilla Glass Victus ca protecție, și fiți atenți, această insula camerei are ceramică, deci combinație de sticlă cu ceramică mai rar. Și aici tot la glas Victus, dacă erați curioși. Și dacă tot suntem în zona asta, iată și Balamaua, pe care stă inscripționat, Designed for Find. Seria Find a celor de la Oppo le-a permis mai mereu să inaugureze tehnologie nouă scoasă din laborator. Acesta este fructul la, cred că vreo 4 ani de dezvoltare, iar Balamaua de aici are 136 de componente este o tehnologie proprietară, se numește Flexion, această balama specială. Și uh, pot să vă zic și că acest pliu care se vede aici, atunci când pliem ecranul, este cam la fel de vizibil ca la un telefon Samsung. M-ați întrebat asta, atunci când am făcut acel teaser pe Facebook, cât de vizibil este pliul pe mijlocul ecranului? Cam ca la Samsung, atât la vedere cât și la atingere. Parcă se simte mai puțin decât la Samsung. Cam asta e senzația mea atingându-l. Avem și tehnologie Ultra Thin Glass și este un design de tip Zero Gap. Adică nu se văd aici goluri între cele două suprafețe unite atunci când închidem telefonul. Um, ok, hai să vedem. Deci 4 ani de dezvoltare au dus la acest produs care a fost testat pentru 200.000 de închideri și deschideri. Cred că a venit momentul să intrăm în pâine și cu panourile. Acest ecran este cel exterior, cel mititel de 5,49 inci, este un AMOLED cu o rezoluție super atipică, 1972 pe 988 de pixeli. El rămâne cantonat la 60 Hz, dacă vreți 120 Hz, trecem la acesta. Fiți la diagonal aici, e ceva diferit. Pliabilele astea mari, care se deschid ca o carte, au în general 7,6 inci, se bat cu un iPad mini care se lucea pe la 7,9. E, ăsta are 7,1 inci, un pic mai mic. Este un panou AMOLED LTPO. Faptul că e LTPO înseamnă că poate ajunge la de la 1 Hz la 120 de Hz, în funcție de conținutul afișat. Când e ceva static, 1 Hz se consumă mai puțină energie și merge cu luminositatea până la 1000 de nits. Acum cred că putem intra la interiorul telefonului să vedem ce procesor avem. Este puternicul Qualcomm Snapdragon 888 alături de 12 GB de RAM și 512 GB de stocare, UFS 3.1. Mai avem și o baterie de 4500 mAh, care se încarcă la 33W. Zic din nou, merge și mai rapid. Avem și încărcare wireless, din câte știu eu, și um, la 15W parcă, dar și încărcare inversă. Telefonul dispune și de difuzoare stereo, iar în același timp are și un port USB C2.0 aici. Și dacă tot am intrat pe această pantă, Hai să vorbim despre conectivitate, telefonul pune la bătaie cam tot ce e modern, mă refer evident la Wi-Fi 6, la conectivitate 5G, are și NFC, vine și cu Bluetooth 5.2, Galileo și, v-am zis din nou, USB-C 2.0, evident se putea USB-C 3.0, se putea și alte variante de conectivitate, eu știu, infraroșul, dacă nu cu wi aici nu-l văd eu, nu cred că e, rămâne să aflu dacă ăsta mic de aici e microfon sau infraroșu, aș paria totuși pe microfon, așa la prima vedere. Și acum despre camere, vreau să vă zic că Oppo s-a acoperit complet la capitolul camere, în ideea că a pus o cameră și în ecranul interior pentru selfie, dar și în cel exterior. Hai să trecem pe fundal alb să vă o arăt mai ca lumea. Hai să intrăm în calendar. Ok, vedeți aici decupajul ăsta? Este pentru o cameră de 32 de megapixel cu senzor Sony. Nu e rău. Iar la exterior, la fel, tot o cameră de 32 de megapixeli, aici sus, tot o cameră cu senzor Sony și astea sunt folosite pentru selfie-uri. E bine, în spate, povestea un pic mai complicată. Trei senzori, cameră triplă, așa cum am zis, modul acoperit cu ceramică, Camera principală este una de 50 de megapixeli, așa cum spune și inscripția de aici. Este un senzor Sony IMX766, dacă îl căutați pe net o să vedeți pe ce flagship a mai fost. E măricel, are phase face detection autofocus omnidirecțional și stabilizare optică, ceea ce e ce o veste bună. Apoi vine o cameră ultra-wide de 16 megapixeli, tot cu senzor Sony și apoi una telefoto, dar 13 megapixeli și zoom optic doar 2x, nu se duce mai departe de atât. Blitz dual și filmare 4K 60 de FPS. Sunt și alte funcții precum AI, HDR și captură nocturnă, portrait și alte nebunii, hai să le vedem foarte rapid aici, vedeți AI, captură full la 50 de megapixeli, mod video, night, foto, portrait, secțiunea more în care găsim export, care este modul pro, panorama, movie, slow motion, dual view, time lapse, text scanner și altele. Văd că la video avem reglajul ăsta. Ceea ce mi îmi spune că am putea să facem un video bokeh cu treaba asta, reglând deschiderea, aperture de aici. Ok, cam atât la acest capitol și dacă apăsați butonul ăsta puteți să vedeți un preview pe ecranul cover și cu treaba asta veți putea uh, face mai ușor fotografiile dacă țineți telefonul închis. Dacă vi se pare incomod să-l țineți deschis, să faceți pozele, puteți vedea preview-ul aici. De fapt, nu, mă înșel. Hai să vă zic despre ce e vorba. Acum mi-am dat seama, v-am indus în eroare. Când apăsați aici, se vede preview-ul și aici, ca să vadă și persoana cealaltă, că îi face poza. Asta e ideea. Eu văd persoana aici și persoana fotografiată de mine se vede și ea aici. Abia acum suntem posesorii adevărului suprem. Iar Oppo Find N, pune la bătaie, cred că v-ați dat seama deja, o variantă un pic mai atipică de Android. Știu, este Android 11 și are un ColorOS 2.0 peste. Mă scuzați, cred că este de fapt Color OS 12. Ia hai să vedem. Este Color OS da, 12, aplicat peste Android 11 și vedeți că pe lângă RAM-ul de 12 GB, dacă vă vine să credeți sau nu, mai avem și RAM Expansion și ne putem duce la valori nebunești. În clipa asta avem plus 3 GB și cred că mă pot duce, mă pot duce până la 20 de GB, ar fi foarte, foarte mult. În fine, ce înseamnă asta? Printre altele, noi avem aici o versiune de China, acestui telefon. Inițial a venit fără Play Store, am făcut rost de Partea bună e că s-a mulat foarte ușor pe Play Services, n-a trebuit să fac un jumbuș lux pentru Play Services. Doar am luat pe cavă de Play Store, l-am pus și totul a mers ca uns. Alminteri, mai găsiți niște aplicații aici în App Market. Anumite părți din interfață sunt în limba chineză încă. E un telefon de probă, de trial, de teste. De aceea nu este softul 100% finalizat, e soft de China. Dar văd că avem aplicație Photos, destul de utilizabilă, apropo ați văzut deja că facem navigare pe bază de gesturi, avem și Reader, aplicație de la notițe, inspirată așa la prima vedere de iOS, un magazin de teme, o zonă de health, alte aplicații speciale de la Oppo, Play Store v-am arătat deja și această bară laterală care declanșează ferestre plutitoare. Acum, spre exemplu, avem galeria. Și ăsta este al treilea strat de multitasking. Adică pot să fac și split screen dacă vreau, spre exemplu cu notițele și apoi cealaltă parte de n-am poate să fie vreme. Și în momentul ăsta am împărțit ecranul în trei. Meteo, lua notițe și pozele aici undeva sus. Știu că este o întreagă Babilonie aici și a apărut și tastatura ca să facă lucrurile un pic mai complexe. Am închis aceste aplicații, am rămas doar cu cea de galerie aici și o să disecăm telefonul zile zilele următoare. Stați liniștiți, nu disecăm la propriu. Alte lucruri de menționat, am văzut că aici în setări, hai să vedem cum scăpăm noi de fereastra asta. Știu că o poți redimensiona foarte ușor așa. Iar am văzut aici o chestie interesantă, la main screen, față de alte pliabile, ăsta îți dă foarte multe detalii. Poți să faci split screen și îți arată aici cu ce gesturi ai și Flexible Windows, de asemenea Laptop Mode, pe care o să vi-l arăt imediat. Avem și Driving Mode, Screen Switching, Dual Windows și altele pe care le vedeți descoperi în recenzie. Hai să vedem cum scăpăm de fereastra asta. Știu că dacă ți-a era un X foarte, foarte mic. Trebuie să o mărești ca să o închizi. Spuneam ceva de laptop mode. Când suntem cu camera așa și flexăm ecranul așa, observați, o parte a ecranului e cătarea și o parte dedicată pentru opțiunea asta în landscape. În portrait, treaba stă la modul următor. Aici ai cătarea și aici ai o serie de fotografii, ultimele poze făcute de tine. Vedeți ceva de genul ăsta? Vezi pozele și aici vezi următoarele poze. ăsta este doar un exemplu de flex mode. Celălalt exemplu este în browser, acolo unde dacă vrei să cauți ceva sau ai ceva afișat pe ecran, aici e tastatura jos și sus e site-ul sau imaginea sau lucrul care lucrezi tu. Deci cam asta este laptop modul de aici. Acest flex mode se mai aplică la câteva aplicații, dar nu vreau să lungesc foarte mult unboxing-ul ăsta, e deja foarte lung. Ce vreau eu să rețineți? Ce m-ați întrebat voi? Pliul ecranului este cam la fel de vizibil ca la Samsung-uri. Se simte parcă mai puțin la deget. Telefonul este mai ușor de manevrat cu o mână, având o diagonală mai mică, ceea ce era de așteptat. Bala îmi amintește -am tot de Samsung, doar că văd niște tehnologii și mecanisme noi aici. Aș vrea să știu mai multe despre modul în care scapă de particule. Are perișori? Nu are perișori? Cam asta ar fi abordarea să scape de tot felul de particule și impurități. Îmi place combinația de materiale, sticlă, ceramică, aluminiu, Gorilla Glass Victus și plasticul acela la interior, sub acest strat de plastic se află Ultra Thin Glass, celebrul deja pentru utilizarea pe, ați ghicit, terminale Samsung. Gata cu acest Oppo Find N, o să revenim cu review-ul cât de curând, este primul preavel din acest an pe care îl scoatem din cutie și doar primul, presimt eu, din multe. La revedere!